Aici ai pus un sistem 4 pe 3, 3 metri între plante și 4 metri între schiuri. Ia uite, vezi, are și poate. Da, sunt probleme ecologice, n-am voie stropiri cu produse chimice. Deci, da, fermă ecologică aici. Europa chiar încurajează creșterea produsului ecologice cu mine. Maxim pot să merg cu cultura și utilizarea mai redusă, bine, din cazul meu, din cultura de Europeană, dar utilizarea mai redusă cu cultura. Ne aflăm aici la soiul Mortarela cu polinizator Tonda Gentile Romana, suprafață totală de 5 hectare și 36 de ari, dintre care 46 de ari de nuc, care nu aici. Și aici aveam 4 hectare, 80 și ceva de ari, numai alun. Această plantație este în anul 5, de la închisare, cealaltă care a dus acolo mai sus în anul 7 și mai am anul 3 și anul primul an, plantat în top. Am muncit în Italia și am zis să încerc să fac ceva, să muncesc pentru mine, să nu muncesc pentru altcineva. Dacă merge, merge, dacă nu, măcar știm că am încercat. Eu sunt optimist. Un kil de alun este cam 450 grame de mere. Deci e foarte bun randamentul pentru indus. Asta e pentru polinizare. Dar ciorchinile e mai mare. Încadrarea în zona montană se face după niște hări, după niște anumite... Încadrarea în zonă defavorizată. Și zluate, și zluate ca și luateuri. Da. Ori, comuna, comuna, 12 sate și 9 jos și 3.